La un pas de tragedie, vineri după amiază a avut loc un accident rutier soldat cu 5 victime care au necesitat ajutor medical pe dealul Balota. După acordarea îngrijirilor medicale la locul evenimentului, două persoane au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin, iar alte două au refuzat transportul la spital. Trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială cu apă și spumă și o ambulanță smurt. În după amiaza zilei de vineri 17 decembrie, trei echipaje de pompieri din cadrul detașamentului Drobeta Turnu Severin au intervenit cu o autospecială de descarcerare, o autospecială cu apă și spumă și o ambulanță smurd, la un accident rutier produs pe drumul național 6 pe dealul Balota. În accident au fost implicate 5 persoane, 4 dintre acestea fiind evaluate medical de către paramedicii smurd și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. După acordarea îngrijirilor medicale la locul evenimentului, două persoane au fost transportate la unitatea de primiri urgențe din Drobeta Turnu Severin de către echipajele medicale Smurd și Saj, iar alte două au refuzat transportul la spital. Pompierii au asigurat și măsurile de apărare împotriva incendiilor la locul evenimentului. În accident au fost implicate 5 persoane, 4 dintre acestea fiind evaluate medical de către paramedicii Smurd. 17-12-2021, în jurul orelor 16, în comuna Șimianț, a produs un accident rutier pe un sector de drum în pantă pe fondul vitezei excesive de deplasare la întâlnirea unei curbe deosebit de periculoase semnalizată corespunzător. La fața locului s-au deplasat polițiștii care, în urma verificărilor efectuate, au stabilit că un bărbat de 51 de ani din județul Olt, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 6, a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus regulamentar de un bărbat de 36 de ani din județul Dolj. În urma impactului dintre vehicule, autoturismul condus regulamentar a fost proiectat în semiremorca unei auto-utilitare condusă regulamentar, rezultând vătămarea corporală ușoară a celor doi conducători care au fost transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Cei trei conducători auto au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Conform polițiștilor, șoferii nu au consumat alcool și au permise de conducere valabile.